Un nou ajutor financiar în valoare de 5.000 de euro a fost anunțat de ministrul Muncii Marius Budăi. Banii vor fi acordați sub formă de vouchere și vor ajunge la două categorii de persoane. Vouchere de 5.000 de euro ar putea primi românii cu dizabilități sau cei aflați în șomaj în cadrul unui proiect care îi ajută să-și găsească mai ușor un loc de muncă. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul Muncii, Marius Budăi. Voucherele de 5.000 de euro se adresează șomerilor și persoanelor inactive cu dizabilități în vederea creșterii șanselor la piața liberă a muncii. Proiectul a fost depus de ministrul Marius Budăi în anul 2018. Țin foarte mult la un proiect pe care l-am depus în 2018 și anume tehnologia asistivă pentru persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă. Nu este o sumă neglijabilă, este un voucher în valoare de 5.000 de euro. O persoană cu dizabilități, dacă vrea să se angajeze, primește acest sprijin de la stat pentru o tehnologie asistivă superioară. Persoanele cu dizabilități pot solicita vouchere de până la 23.000 de lei pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate, potrivit Ordinului Ministerului Muncii. Potrivit Ordinului Ministerului Muncii, voucherele în valoare de cel mult 23.000 de lei, adică peste 4.600 de euro, sunt acordate persoanelor care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap, nu au un loc de muncă și sunt în căutarea unuia, o vârstă de muncă, de principiu între 18 și 65 de ani, relatează canalde.ro.